Alert, directorul SRI, întâlniri Iuria Ensua, cu FBI, discuții extrem de importante purtate de Eduard Helevig. Directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helevig, a avut o serie de întâlniri oficiale la instituțiile din comunitatea de inteligențe din Statele Unite ale Americii, se arată într-un comunicat publicat vineri pe site-ul SRI. Conform sursei citate, la Agenția Central de Informații, CIA, directorul SRI a avut discuții cu conducerea instituției, sublinierei cu înalți responsabili din principalele domenii de activitate ale agenției. În contextul noilor provocări de securitate, sublinierei al situației regionale, discuțiile s-au concentrat pe cooperarea dintre cele două servicii partenere privind prevenirea, sublinierei combaterea riscurilor, sublinierei a amenințărilor la adresa securității. Colaborarea se derulează în toate domeniile de interes actual pentru securitatea celor două state, cu accente pe domenii precum prevenirea, sublinierei contracararea agresiunilor cibernetice, a terorismului, proliferării armelor de distrugere în mas, sublinierei amenințărilor de tip ibrid. Pe parcursul întâlnirii, oficialii americani au ținut să mulțumească SRI, sublinierei întregii comunități de informații din România pentru modul în care se implică în combaterea acestor amenințări, se spune în comunicat. Totodată, SRI precizează ce, la sediul FBI, reprezentanții Biroului Federal de Investigații au reiterat important ca continuării parteneriatului strategic dintre Serviciul de Informații Român, sublinierei cel american. Oficialii FBI au apreciat colaborarea FBI.3. pe componenta schimbului constant de informații, a luptei împotriva terorismului, sublinierei a criminalității organizate transnaționale. Reprezentanții FBI au subliniat faptul că parteneriatul cu SRI are deja o tradiție foarte importantă, sublinierei ce aceasta trebuie să continue, cu precădere în dosarele de infracțiuni cibernetice, din ce în ce mai complexe, se arată în comunicat, potrivit AgerPress. Potrivit sursei citate, directorul SRI a avut sublinierei întâlniri bilaterale cu reprezentanți din conducerea Homeland Security, DHS, instituția americană de securitate cu cea mai vastă arie de responsabilități de pe teritoriul SUA. În cadrul întrevederilor, s-a subliniat faptul că SRI, sublinierei DHS, trebuie ca în viitorul apropiat să valorifice în comun experiențele particulare pe care cele două servicii le au, în special în domeniul sensibil al amenințărilor de securitate din cele două state. Tot aici, directorul SRI a amintit progresele semnificative pe care România, sublinierei instituțiile sale, le-au realizat în ultimii ani, sublinierei a pledat odată în plus pentru continuarea la un nivel accelerat a demersurilor de eliminare a vizelor pentru cetățenii români, se precizează în comunicat. Conform SRI, turneul în SUA a continuat cu o vizită oficială la Departamentul de Stat, unde discuțiile lui Eduard Helevig cu oficialii americani au vizat contextul global actual, parteneriatul strategic dintre România, sublinierei SUA, amenințările, sublinierei riscurile de securitate global.
criza în Statele Unite ale Americii s-a încheiat cu o întâlnire a directorului SRI cu membrii Comitetului Camerei Reprezentanților pentru Controlul Comunității Americane de Inteligence, HPSC. În cadrul convorbirilor, oficialii au împrete sublinierea IT experiențe instituționale naționale în relația dintre servicii sublinierei societate, despre rolul extrem de important pe care parlamentele îl dețin în menținerea organizațiilor de inteligență în limitele democrației sublinierei în serviciul exclusiv al cecenilor, dar sublinierei pentru asigurarea mecanismelor legislative sublinierei resurselor bugetare necesare îndeplinirii misiunilor în contextul de securitate actual, se mai arată în comunicat. Potrivit SRI, vizita oficială în SUA lui Eduard Hellwig este expresia unei relații strânse între Serviciul Român de Informații sublinierei Agențiile de Securitate Americane, oficialii manifestându sublinierei convingerea că aceasta va contribui la consolidarea cooperării româno-americane circumscrise parteneriatului strategic.